Domnule director, dacă ar fi să ne gândim la rezultatele obținute de sportivii CSM Călărași până în acest moment, cum ați cataloga anul 2021? Nu numai că ne-am depășit toate, când am realizat toate obiectivele, le-am depășit cu mult. Suntem la jumătatea anului, am putea spune, sau cu puțin peste primul semestru. Clubul Sportiv Municipal, prin sportivii săi, la competiția la care a reușit să participe, a obținut un număr remarcabil de 65 de medalii la campionatele naționale, competițiile, concursurile naționale și marile competiții europene și mondiale. O să detaliez. Dintre cele 65 de medalii, cel mai mare număr de medalii este obținut de secția de canotaj, unde avem ca antrenor pe domnul profesor Dan Banatianu, pe domnul profesor Eugen Suciu și pe domnișoara antrenor Mădălina Buzdugan. Pe locul 2, în privința rezultatelor, se află secția de lupte, cu antrenor profesor Chirilă Mihai, Hogea Dragoș și instructor Raluca Spiridon. Și pe locul 3, cu număr de 8 medalii, secția de box, unde avem ca antrenor pe domnul Bebeșel Constantin, pe Angel Valentin și Angel Vergia. Ce trebuie subliniat? Că din aceste 65 de medalii, mare parte din ele sunt obținute la marile competiții internaționale. Până în acest moment, la campionatele europene și campionatele mondiale, am reușit să obținem un număr excepțional, putem spune, de 8 medalii, marea majoritate la canotaj. Și o să amintesc că aici două medalii de aur la campionatele mondiale de juniori și de seniori sportivi până la vârsta de 23 de ani, rezultate obținute de Maria Guzran la juniori și de Iuliana Timoc la categoria de vârstă seniori până în 23 de ani. Am obținut la regata mondială de la Varese o medalie de bronz prin Adriana Ailincăi, dar Adriana Ailincăi s-a remarcat mai ales prin cele 3 medalii obținute la campionatele europene, dintre care una de aur la seniorul 23, în proba de 2 rame. Am mai obținut încă o medalie de argint la aceeași categorie de vârstă. Competiția s-a desfășurat la Cruzlița, în Polonia, dar în proba de 8+. Și mai are de asemenea o altă medalie de argint obținută la Varese, la Campionatul European din Italia. N-avem cum să nu-l amintim și pe sportivul Alexandru Chioșa, care, la fel ca și Ailinca Adriana, prin rezultatele obținute, au câștigat dreptul de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Se spune Tokyo 2020, dar ediția, din cauza pandemiei, a fost amânată cu un an și s-a desfășurat în anul 2021, unde sportivii noștri s-au clasat pe locurile 8, atât Chioșa Alexandru cât și Ailinca Adriana. O să fac mențiunea că ei sunt foarte tineri, 22 și 24 de ani, și deși ne gândeam că este posibil să obținem o medalie la Jocurile Olimpice, datorită evoluțiilor lor la campionatele europene până la data disputării Jocurilor Olimpice, am avut ghinion cu acest coronavirus. Atât Adriana Ailincăi cât și Chioșa Alexandru s-au îmbolnăvit, au întrerupt o lună de pregătire când au fost carantinați și s-au tratat, au reluat pregătirea, dar nu putem spune că și-au revenit complet. Aș vrea să atingem un punct sensibil, știu, da, și anume recompensarea acestor sportivi. Rezultatele sunt remarcabile. Vreau să vorbim un pic dacă aceștia vor fi recompensați într-un fel. Da, ei într-un fel sunt recompensați, în sensul că am reușit cu mare greutate să le plătim niște contracte de activitate sportivă. Sumele nu sunt mari, dar suntem la zi. Suntem la zi. Practic, noi suntem o unitate subordonată Ministerului Tineretului și Sportului și din bugetul nostru de 350.000 de lei pentru activitate sportivă. Cheltuielile pentru aceste contracte de activitate sportivă sunt în jur de 316 milioane pe vechi. Deci dacă înmulțim această sumă cu 12 luni, facem exact acest buget. Suntem subfinanțați în sensul că am reușit cu greu să facem rost de bani pentru a participa la competițiile din calendarul sportiv național și n-au fost puține. După cum am spus, am obținut medalii și la alte secții, în afară de secția de canotaj. Am participat la toate competițiile din calendar și am făcut o solicitare la Ministerul Tineretului și Sportului pentru rectificare bugetară și a primi sumele necesare pentru a participa la competițiile din a doua parte a anului, care nu sunt puține. La box, spre exemplu, nu am avut deocamdată, nu s-au desfășurat campionatele naționale, sportivii noștri au participat doar la cupe ale României, competiții importante, dar adevăratele campionate se desfășoară în a doua parte a anului și avem sportivi în pregătire și urmează să participăm. Sperăm că solicitările noastre la Ministerul Tineretului și Sportului vor fi rezolvate. Dacă nu, ne va fi foarte greu să acordăm premieri sportivilor. Anul trecut s-a rezolvat această situație, că am avut și anul trecut multe medalii și abia în luna noiembrie anului 2020 am reușit să primim solicitarea noastră pentru premierea rezultatelor. Și avem speranțe că Ministerul va înțelege și va găsi sumele necesare pentru a rectifica bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal pe anul 2021 și a acorda premierile atât sportivilor, cât și antrenorilor care i-au depistat, i-au pregătit, i-au avut în șași și au obținut rezultate cu acest sportiv extraordinar. Despre dotarea secțiilor din cadrul CSM Călărași, ce ne puteți spune? La ce vă referiți? La echipamente. De exemplu, la canotaj au bărci performante, cei de la box au o sală echipată unde să se pregătească. Da, condițiile noastre sunt mai mult decât bune de pregătire. Putem spune că avem condiții foarte bune de pregătire. Deși Clubul Sportiv Municipal este înființat după anul 1990, în momentul când am fost înființați nu aveam niciun fel de antrenor, nu aveam niciun fel de bază sportivă de pregătire. Mai mult singur ne-am construit toate bazele sportive de pregătire, deci cu muncitorii proprii și cheltuieli minime, manoperă zero, am reușit să realizăm un centru de canotaj, am reușit să creăm spații de cazare pentru sportivii canotori și ai tuturor celorlalte secții. Deși ne-a cerut nimeni, am înființat o cantină și asigurăm 3 mese calde zilnic sportivilor noștri. Din punctul ăsta de vedere, sportivii noștri sunt privilegiați în sensul că reușim să asigurăm într-un fel cantonamente de pregătire. Noi le numim semicantonamente pentru că le asigurăm masa, după cum am spus. Și asta este o chestie cu totul extraordinară pentru sportivi. Ar mai fi de făcut niște îmbunătățiri la ambarcațiuni, la canotaj, în sensul că ultimele embarcațiuni pe care ni le achiziționa Ministerul Tineretului și Sportului sunt de prin anul 2015-2016. Da, ele au fost folosite, au un grad de uzură. Avem solicitare și pentru anul acesta, cum o facem în fiecare an. Și suntem la mâna tineretului, nu Ministerul Tineretului și Sportului, doar Ministerul poate hotărâ dacă înțelege necesitățile Clubului Sportiv Municipal și le susține. Ca instituție puteți primi sponsorizări, vorbind despre acești sportivi minunați, despre dotări. Așa. De exemplu, dacă sunt agenți economici care ar dori să vină să sponsorizeze o secție. Nu există agenți care doresc să vină să sponsorizeze. Practic, noi în întâlnirile noastre cu antrenorii, ei au trecut în fișa postului și obligația de a face venitul propriu. Veniturile proprii ale noastre în cea mare parte se realizau din chirii de la sala sporturilor. Din fericire, dar și din păcate, această sală a sporturilor este în reparații capitale. 70% din lucrările de reparații capitale au fost realizate în anul 2020, dar probabil că datorită cheltuielilor necesare susținerii pregătirii sportivilor calificați sau pentru calificarea la Jocurile Olimpice și participarea acestor sportivi, în bugetul Clubului Sportiv Municipal pentru anul 2021 nu a mai apărut acea prevedere pentru continuarea lucrărilor și în acest moment lucrurile sunt sistate. Este puțin blocată activitatea noastră, avem solicitare de rectificare bugetară, sperăm să aprobe Ministerul și acea sursă de venituri a noastră, sala sporturilor, a dispărut pentru o perioadă. Noi făceam venituri acolo de 1.500 de milioane de lei pe lună. Erau buni bani, știam fi băgat în premieri. Nu sunt deocamdată. Sperăm că se va aproba finalizarea lucrărilor și vom termina lucrările și vom pune în funcțiune acea sală și vom închiria tuturor structurilor sportive care doresc să folosească acest spațiu de antrenament. Referitor la sponsorizări, este puțin mai greu, pentru că deocamdată fermierii nu și-au întors recoltele. Nu pot să spun că se înghesuie, deși noi am popularizat toate rezultatele. Legea sponsorizării nu este nici ea foarte bine făcută, în sensul că în momentul când cineva dă niște bani, nu întregimea acea sumă îi se scade sau îi se trece pe cheltuieli. Așa, și practic o anumită cotă din profitul lui trebuie să-l dea celor pe care vrea să-i sponsorizeze. Deci veniturile noastre în acest moment sunt în jur de vreo 60.000 de lei. Problema mare este că am avut cheltuieli imense de funcționare, căldură, energie electrică, au crescut aceste cheltuieli enorm de mult și ele sunt acoperite doar într-o proporție de 2/3 din subvenția alocației de la Ministerul Tineretului și Sportului. Și pentru că am tot fost somați să ne achităm cheltuielile, care altfel vom fi deconectați, a trebuit să fim la zi cu aceste cheltuieli. Cu foarte puțini bani care ne-au mai rămas, am reușit să dăm una dintre sportivii noștri cei mai buni, pe lângă acele contracte de activitate sportivă, indemnizații lunare, așa, care aceste indemnizații vin din sponsorizări, din venituri proprii, nu din bani de la MTS. Și din acești bani am putut să-i susținem pe campioana mondială Guzran Maria, pe Ana Matran, Maria Matran, chiar și pe Ifteni Bianca, dar la nivelul la care am ajuns cu performanțele sportive, susținerea financiară trebuie să fie mult mai amplă. Din păcate, deși am făcut adrese la autoritățile locale, autoritățile locale au alte priorități, au investit mult mai puțin în sport în ultima perioadă, după câte știm noi, cu părere de rău, nu certăm pe nimeni, nu acuzăm pe nimeni, dar fiecare își cunoaște mai bine problemele. Echipa de handbal n-a mai putut fi susținută de Liga Națională și a dispărut. Clubul de fotbal este în insolvență pentru că sunt foarte multe datorii, deși acolo s-a investit puternic, dar au retrogradat. Sportivii care au fost aduși de prin alte părți n-au fost suficient de bine selectați și pregătiți și, din păcate, în acest moment Clubul de Fotbal Dunărea este în insolvență și sunt undeva pe ultimele poziții din clasamentul Diviziei B. Și este foarte greu să susținem toți acești sportivi, sunt mult prea mulți, sunt mult prea puțini bani și chiar ne punem problema să acordăm transferuri unora dintre sportivi, pentru că nu îi putem susține financiar. Deci noi nu suntem fabrică de bani, noi suntem fabrică de antrenamente. Da? Am creat condiții excepționale de pregătire, pot să spun, în sensul că sportivii noștri beneficiază de cazare și masă și este foarte important, e unul din factorii antrenamentului, dar cu banii e un pic mai greu. Câți sportivi în medie merg anual, sunt recrutați la loturile naționale, sunt chemați la loturile naționale? Dintr-un total de 198 de sportivi legitimați la Clubul Sportiv Municipal Călărași, 25 în acest moment sunt selectați în loturile naționale, cel mai mare număr dintre ei de la secția de canotaj. Odată cu reluarea cursurilor în noul an școlar, ați reluat și recrutarea viitorilor sportivi din unitățile de învățământ? Da, am discutat cu antrenorii, le-am cerut să se pregătească să facem o nouă selecție. Problema este că selecția acestor sportivi trebuie să se bazeze pe sportivii din municipiul Călărași, pentru că nu există surse financiare ca să acoperim cheltuieli de masă. Noi avem cheltuieli de masă, în acest moment am coborât de la vreo 50 de sportivi, doar 20-21 de sportivi putem susține pe masă și casă. Cheltuielile lunare sunt în jur de 9.000 de lei și dacă înmulțiți dumneavoastră 9.000 de lei cu 12 luni, sărim de 1 miliard de lei, bani pe care noi am avut de la începutul anului și nu avem nici în acest moment. Și din acest motiv o să facem o analiză și o să renunțăm la unii sportivi care au obținut doar medalii de bronz, poate și de argint, dar nu reușesc să pătrundă în loturile naționale și nu ajunge în lotul național, nu poți să reprezinți România. Și vom face acest lucru, vom renunța la ei, chiar dacă avem pregătire 3-4 ani de zile, pentru că îi considerăm plafonați și să dăm șansa altor sportivi, nu foarte mulți, pe care îi vom depista în afara județului Călăraș, dar ne așteptăm ca acei copii, să găsim acei copii cu calități cu totul și cu totul extraordinare, pentru că sport de mare performanță sau rezultatele în sportul de mare performanță nu le pot obține decât copii super dotați. Este o vorbă goală, ideea sau filozofia lansată de foarte mulți nepricepuți că marea performanță se obține cu 99% transpirație și 1% inspirație. Nu este adevărat. Este nevoie de acel procent de 99% sau de foarte multă muncă făcută în anumite condiții, la modul profesionist, nu oricum. Adică trebuie să știi exact ce solicitare prin efort și prin antrenament îi dai sportivului, ca să dezvolți exact ceea ce se cere în marile competiții internaționale, unde noi singuri ne stabilim obiective, niciodată nu ne cerem nimeni niciun fel de obiectiv. Și de aceea o să restrângem puțin aria de selecție în afara județului, pentru că noi putem ține pe masă și casă, sunt cheltuiele enorme, și le-am cerut antrenorilor și vom fi obligați să lucrăm cu mai mulți copii din Călăraș, deși se plâng tot timpul antrenorii că nu prea se găsesc în Călăraș copii cu calități și cu totul excepționale. Dar acei copii ne costă mult mai puțin. Am avut exemplul Gabriela Paraschiv, care este din Călăraș, care a fost multiplă medaliată cu argint și pe la europene și la mondiale. Și se pot găsi și copiii din Călăraș, dar antrenorilor îmi pare rău că spun lucrul ăsta, le-am spus ce în față, le este mai comod să aibă grupul constituit, având masă și casă, ei știu că sunt obligați să vină la antrenamente, pe când ceilalți care sunt din Călăraș mai vin, mai nu vin. Câte secții funcționează în momentul de față în cadrul CSM? În acest moment sunt funcționale secțiile de atletism, de box, de canotaj, de luptă, de canoe și la faza de inițiere am demarat acțiunea de selecție și pe secția de tenis, nou înființat. La solicitarea Ministerului Tineretului și Sportului am înființat o nouă secție pentru sportivi cu dizabilități. Noi aveam deja un sportiv pe Ștefan Mugea, un băiat serios și cu destule calități. Calități nu doar fizice, și psihice, în sensul că își dorește performanța sportivă și cel puțin până acum a demonstrat că are calități pentru acest sport. E un pic de contradicție acolo, că nu există antrenori calificați pentru sportivi cu dizabilități. Acești sportivi cu dizabilități pot fi la mai multe ramuri de sport. Unde găsești un antrenor care să aibă toate calificările necesare? Sportivul cu dizabilități va concura, va participa la competiții până la finele anului? Competiții acolo naționale? Unde sunt organizate competiții naționale, vor participa. Nu sunt organizate la nivel național, o să mergem direct la competiții internaționale, în măsura în care Ministerul Tineretului și Sportului reușește să asigure finanțare pentru această secție. Dacă nu, vor rămâne în pregătire și vom căuta resurse, dacă este posibil, da? Să participăm la competiții internaționale cu bani aduși din sponsorizări, cum ziceați dumneavoastră, din venituri proprii. Există cluburi pentru care este mai simplu să participe la un campionat național, pentru că n-au rezultate de amploare și nu au așa cheltuieli cum există la noi. Deci, practic, repet, cele mari cheltuieli sunt pentru acele contracte de activitate sportivă, care ne consumă nouă tot bugetul, nu ne consumă. Este normal să se întâmple acest lucru, pentru că un sportiv de 20 de ani, care are deja în spate enorm de multe medalii, la europene, la mondiale, și are și el tot felul de cheltuieli. Iar viața sportivă este foarte scurtă. Deci nu există nimeni care să facă eforturi supraomenești, cum sunt solicitate eforturile pentru obținerea marilor performanțe, deci doar pentru un mulțumesc, o strângere de mână și știu eu, nu știu câte felicitări care vin. Deci, practic, acești sportivi sunt un fel de profesioniști și ei trebuie să trăiască din sforțările astea fantastice pe care le fac ei zi de zi, ani de zile și în urma cărora obțin rezultate care cresc mult imaginea României și, de ce să nu spunem, chiar și a comunității noastre călărășene. În încheiere, aș vrea să-mi spuneți dacă copiii, elevii care vor totuși să practice un sport se pot înscrie direct la dumneavoastră sau trebuie să aștepte ca antrenorii să meargă în unitățile de învățământ și să-i recruteze? Deci, porțile clubului și bazelor sportive sunt deschise. Dar noi am făcut câteva campanii de asta de selecție pe Facebook. Primim toți copiii într-o anumită fază, dar nu avem voie să uităm că scopul activității Clubului Sportiv Municipal Călărași este marea performanță și practic suntem obligați să facem, pe lângă selecția inițială, facem o selecție medie și facem și o selecție finală. Nu îndepărtăm pe nimeni din club, dar acei copii care nu au calități pentru mare performanță nu vor mai primi atenția totală din partea noastră, pentru că efectiv nu e posibil așa ceva. Nu spunem că ne încurcăm în pregătire, repet, nu dăm pe nimeni afară, dar n-ai cum să investești într-un copil care la competițiile de casă sau știu eu, la testele, probele de efort, acele probe de control pe care le dăm, nu se încadrează în parametrii solicitați pentru categoria de vârstă respectivă, copiii juniori ce sunt ei, și pentru stagiul de pregătire. Deci dacă tu după 2-3 ani de zile nu poți să obții câteva victorii, nu mai vorbim de obiectiv de locul 1-3 la campionatul național. Deci nu avem cum să investim foarte mult în acești copii. Ei pot merge la școala sportivă, acolo unde sunt și alte obiective în afară de cele de performanță. De educație, de obiective educative, de dezvoltare multilaterală. Noi suntem centrați pe mare performanță, deci suntem un club specializat pentru obținerea marilor performanțe. Domnule antrenor, un pic mai devreme, directorul CSM Călărași ne spunea că secția de canotaj este secția cu cele mai multe medalii obținute. Dacă ar fi să vorbiți despre această generație de sportivi, cum i-ați cataloga, cum i-ați descrie? I-aș descrie ca fiind copii supereroi. De ce spun eroi? Pentru că, așa cum zicea domnul director mai înainte, fac eforturi supraomenești, pot să spun eu, în condițiile acestea de pandemie, de izolare totală. Ei vin cu o dăruire totală și reușesc să ne bucure nu numai pe noi, ci, zic eu, întreaga țară prin rezultatele obținute. Pot să spun, la campionatele europene de tineret, Under 23, România, prin rezultatele obținute și cu ajutorul copiilor noștri, s-a clasat pe prima poziție. La Olimpiadă am ieșit pe locul 3 în Europa, ca număr de medalii. La campionatul balcanic recent încheiat, din nou în Macedonia, din nou România s-a situat pe prima poziție. Deci, având la club astfel de reprezentanți, cei mai buni din toată lumea, pe toate nivelurile, eu zic că nu pot fi decât niște modele pentru cei din jurul lor și, de ce nu, și modele internaționale. Chiar dacă sportivii din cadrul CSM Călărași la Olimpiadă au obținut locul 8, așa cum spunea și domnul director mai devreme, sunt tineri. Ei își doresc să participe și la următoarea Olimpiadă? Bineînțeles, aceste rezultate obținute, pot să spun că au redeschis porțile către medaliile mult strălucitoare, deși canotajul a avut rezultate, să spun așa, a obișnuit lumea cu aceste rezultate fantastice. A fost o perioadă în care nu au mai fost obținute astfel de rezultate, iar acum s-a arătat că se poate prin aceste fete fenomenale, Simona Rad și Ancuța Botnar. Dar, uitându-ne în curtea noastră, Ailincăi a fost pe aceeași poziție cu fetele acestea. Doar probele în care au evoluat a făcut diferența. Ca valoare individuală sunt foarte apropiate. Spuneați de dorința de a participa. Da, până înainte de Olimpiadă, mai mulți seniori anunțau că se retrag, dar văzând că este posibil, o singură fată, după câte știu eu, a renunțat pentru că are niște probleme medicale ceilalți fiind mai motivați și cu acest avantaj că a mai trecut un an din ciclul olimpic de 4 ani, efectiv mai sunt doar 3 ani și de ce nu le este foarte tangibil acest rezultat. Sunt foarte, foarte bucuros de ce vine din urmă, deși pot să spun că în același timp sunt trist, pentru că datorită acestor evenimente mondiale de pandemie, nu numai că a scăzut interesul pentru mișcare, dar a devenit și o panică generală, nimeni nu mai știe cum să reacționeze și nimeni nu știe ce trebuie să facă și cât va mai dura treaba aceasta. Competițiile școlare sunt sistate, anul trecut au fost sistate, au fost anulate. De fapt, anul acesta nu sunt vești îmbucurătoare. Așa cum zicea domnul director, selecția este continuă, dar cum să faci astfel de selecții, unde să-i vezi, mergem doar pe parametri, se va pierde mai mult timp. V-am zis, vom lupta și cu această suspiciozitate, dacă mă îmbolnăvesc, nu că, Doamne ferește, se întâmplă ceva, așa că zic să ne bucurăm de ce avem și să încercăm să punem bazele, să dezvoltăm ceea ce avem, pentru că, spuneam puțin mai devreme, la recent încheiata competiție Campionat Balcanic, am câștigat aurul pus în joc de organizatori cu 3 fete. Pe toate palierele, spun junior 1, prin Guzran Maria, care din nou a confirmat, fiind și campioană mondială, cu Matran Ana Maria, care a câștigat 3 medalii de aur la această balcaniadă, Guzran 2 medalii de aur, și nou intrata în competiție, Ifteni Bianca, care a câștigat proba de simplu, junioare 2, și obținând o medalie de argint. Nu în ultimul rând, Alin Buzdugan, care vine, să zic, cu un mic handicap, neavând parametrii care se cer, nu prea a fost luat în seamă, să spun așa, de mai mari federații, dar prin rezultatele lui a reușit să se impună și a câștigat un bronz meritat în barca de 4 vâsle și locul 5, dar la diferență foarte, foarte mică. Într-o secundă au fost ultimii 3, deci putea prinde o medalie de bronz și în simplu, ceea ce ne dă speranțe pentru competițiile viitoare, pentru că avem reprezentanți și pe viitor. Putem spune că vorbim despre o generație de aur. Cu siguranță o putem numi așa. Vreau să vă întreb ce vine în urma lor. Vorbiți-mi un pic despre cei abia intrați acum în competiții. Despre noi sportivi. Noi sportivi, cum vă spuneam, sunt... nici nu știu cum să-i numesc. Sunt un pic rătăciți. Sunt și pe bună dreptate. Dar sper că, văzând pe cei din generațiile mai mari care au confirmat și confirmă, fiind umăr lângă umăr, să putem să îi ridicăm și pe ceilalți. Din păcate, cum zicea și domnul director, ambarcațiunile noastre sunt, pot să spun, la pământ și s-a văzut în rezultatele obținute la campionatele naționale, pentru că imediat după campionatul național, unde nu am reușit decât o singură medalie de aur și 5 de argint, rezultat excelent, dar puteam avea mai mult aur și această treabă s-a concretizat în concursul imediat următor, Cupa Federației de Canotaj, care a avut și ca scop completarea loturilor și definitivarea loturilor naționale, unde am câștigat locul 1 prin Buzdugan Alin, la categoria juniori, au fost doar două categorii, juniori, fete și băieți, atât. Am câștigat locul întâi la băieți, Cupa Federației, locul întâi și locul 2 la fete prin Matran Ana Maria, locul întâi, și Ifteni Bianca, deși mai mică cu 2 ani, vine foarte tare din urmă, locul 2. Deci atunci s-a văzut diferența de ambarcațiuni, pentru că la această competiție toată țara a atras pe același tip de ambarcațiuni. Dacă, eu știu, poate veni cineva alături de noi, de secția CSM Călărași Canotaj, îi așteptăm cu mare drag să devină partenerii noștri în toate competițiile. Iar, cum spuneați, vis-a-vis de selecție, bineînțeles că suntem deschiși tuturor copiilor doritori pentru acest sport, pentru această disciplină. Rugămintea de a veni cu seriozitate și dorință de muncă, nu să ne pierdem timp. Cât ar costa o astfel de embarcațiune? Dacă cineva ar vrea, de exemplu, să achiziționeze, să vă facă un cadou? Embarcațiunile sunt foarte scumpe. Pleacă o embarcațiune, mă refer aici la competițiile de înalt nivel, deci embarcațiunile de primă mână. Un simplu costă de la 13.000 de euro în sus, până la 15.000 de euro. Pentru că rezultatele sunt de nivel mondial, adică campion mondial, campioni europeni. Nu putem să participăm pe competiții pe embarcațiuni inferioare. Dincolo de acest aspect, se pune accent foarte mare pe individualizare. Fiecare individ, având o anumită particularitate, talie, greutate, și atunci iarăși intervine acest obstacol, deși e cumpărat o embarcațiune, dacă nu este pe greutatea respectivă, ba și pe sex, fete, băieți, de ce sunt dimensiunile mai mici, mai scurte, flotabilitate diferită, și aici, așa cum spuneam anterior, aceste campionate naționale au devenit pur și simplu campionate mondiale, campionate europene, pot să le numesc așa, deoarece s-a demonstrat că România în ultimii ani a fost pe poziție frontașă și atunci primii la campionatul mondial îi avem la start la campionatul național. Și atunci diferența se face de aceste embarcațiuni. Tot vorbim de rezultate remarcabile obținute de sportivii secției de canotaj. Însă, aceste rezultate remarcabile au fost obținute în condiții atipice, dacă am putea să le numim, într-un an cu pandemie. Un an în care cred că ați început antrenamentul online. Cât de greu a fost, sau cât de grea a fost această perioadă cu antrenamentele, cu pregătirea, când au putut copiii să se întoarcă în sală? Datorită, să zic, relației construite între noi, antrenori și sportivi, și cu ajutorul necontenit al domnului director Terilă Dumitru, am reușit să facem acest antrenament online, deplasând și mijloacele de antrenament acasă la copii. Pentru că este o disciplină unde nu poți să faci orice antrenament, ci trebuie un antrenament de specialitate. Am reușit să facem aceste fapte minunate, vă spuneam, și cu nebunia domnului director de a ține, dacă îmi permite să spun așa, de a ține cu dinții de pregătirea copiilor, să nu ne oprim. Și chiar am avut niște evenimente drăguțe când, acum spus drăguțe, când ne plimbam cu copiii de colo-colo, că nimeni nu ne primea, toată lumea spunea să închidem sediul nostru, clubul nostru a fost ca bază de COVID, și a trebuit să-și închidă porțile pentru toți sportivii. Dar ne-a ajutat Dumnezeu, am depășit aceste situații, am revenit la antrenamente cu mai multă poftă, cu mai multă încredere și s-a concretizat prin această salvă de medalii extraordinare obținute alături de colegii mei din echipa mea, Suciu Eugen și Buzdugan Mădălina. O parte din sportivii înscriși la această secție au suferit de COVID, chiar au făcut boala. Voiam să vă întreb, în momentul în care ei se întorc, sunt recuperați 100% sau rămân anumite sechele? Recuperarea este mai greoaie? Toți seniorii au trecut prin această boală, inclusiv eu, și vreau să vă spun că niciunul nu a revenit în condiții de 100% ca potențial. Ba mai mult, Ailincăi Adriana a necesitat o lună de recuperare specifică la un centru de medicină din București, ajutată de Federația Română de Canotaj, pentru că a fost efectiv dărâmată. A fost, cred că, printre cel mai grav caz al Federației. Pentru ce vă pregătiți în momentul de față? La ce competiție veți participa? În primul rând ne pregătim pentru neprevăzut. Ne pregătim pentru campionatul european de juniori, care va avea loc la München undeva în 11-12 octombrie. Ne vom participa cu Guzran Maria în 4 fără, Matran Ana Maria, încă nu e definitivat echipajul în care va participa, e atras în simplu, dar tot în urma unui eveniment mai neplăcut. A ratat o lună de pregătire și a venit în final la B. Și cu Buzdugan Alin, deci 3 reprezentanți. Nu știu sigur dacă Ifteni Bianca, proaspăt, v-am zis, intrată în lot, va fi solicitată ca rezervă sau va participa. Deci, concret, avem 3 copii în pregătire pentru campionatele europene, care vor pune și punct competițiilor internaționale pe apă. Domnule antrenor, vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă urăm mult succes în competițiile viitoare. Vă mulțumesc și eu mult pentru invitație și pentru interesul dumneavoastră și sprijinul pe care ne l-ați acordat de fiecare dată la întoarcerea de la aceste mari competiții.